Salut! Astăzi voi face o sobă din fier, dintr-un rezervor de boiler, dintr-un butoi din fier. Dacă vă interesează proiectul, stați alături de mine.
Așa arată sobița noastră din tablă, din boilerul vechi, unde în partea de sus îi voi face un cuptor pentru pâine, iar în partea de jos va fi focarul cu cenușarul. Mai este de lucru, dar ziua de astăzi este pe sfârșit și timpul nu mai îmi permite. Așa că data viitoare o voi căptuși cu cărămidă rezistentă la temperatură. Mulțumesc pentru astăzi, ne vedem data viitoare! Pământul a fost preparat, pământ galben, bine amestecat, și acum îl voi lua și îl voi pune într-un strat în interior, peste care voi așeza cărămizi. Am așezat cărămizile și acum încep să lipesc cu pământ. Iau pământ moale și etanșez cărămizile. Le tranșez cât se poate de bine, ca să formeze un tot unitar. Peste cărămizi pun un strat de pământ de circa un centimetru, nu mai gros. La fel voi face și jos. Cuptorul rămâne la uscare naturală timp de o săptămână, după care voi face focul în el și vom prepara bucate delicioase pentru Paște, friptură și pâine. Gata, cuptorul este lipit, cărămizile au fost lipite cu pământ, partea de sus și partea de jos focarul. Am pornit focul pentru a usca bine în interior cuptorul. Voi face timp de 2 ore un foc mic, pentru ca pământul să se usuce treptat. Am ars în prealabil și partea de sus a cuptorului pentru a arde vopseaua de pe pereții din metal. Acum am să-l las încet. Să las încet focul să ardă. Timp de 2